Kremlinul acuză Statele Unite că s-ar afla în spatele a ceea ce oficialii ruși susțin că a fost o tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin. Totul după ce două presupuse drone au explodat deasupra Kremlinului. Este o minciună, a reacționat Casa Albă. La rândul lor, analiștii consideră că a fost doar o înscenare a Moscovei. Autoritățile ucrainene au instituit starea de urgență în regiunea Herson din sud, unde bombardamentele rusești continuă cu brutalitate de câteva zile. Bilanțul a trecut de 21 de morți și 10 de răniți după ce rachetele au lovit o gară, o benzinărie și un supermarket. Atacuri nocturne au fost raportate și în Zaporojie și Odessa, dar apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 18 dintre cele 24 de drone kamikaze pe care Rusia le-a lansat înainte de răsăritul soarelui. De partea cealaltă, pare să continue seria de atacuri ucrainene asupra depozitelor de carburant din spatele liniilor inamicului. Conform televiziunii ruse, 4 drone cu explozibili au lovit aceste rezervoare aflate la o rafinărie din regiunea rusă Krasnodar, la granița cu Crimea. Între timp, președintele Zelenski a mers într-o vizită neașteptată în Olanda. La Haga a vizitat și sediul Curții Penale Internaționale, care investigează acuzațiile de crime de război comise de invadatorii ruși în Ucraina și a emis un mandat de arestare internațional pe numele lui Vladimir Putin. We all want to see different Vladimir here in the Hague. The one who deserves to be sentenced for these criminal actions right here in the capital of the international law. And I'm sure we will see that happen when we win. And we will win. Pe de altă parte, președintele Zelenski neagă ferm că Ucraina ar fi în spatele unui presupus atac cu două drone care au explodat deasupra cupolei Palatului Senatului de la Kremlin acum două nopți și care, acuză Moscova, ar fi fost nici mai mult, nici mai puțin decât un plan terorist de asasinare a președintelui Putin. Moscova a amenințat cu o pedeapsă iminentă și inevitabilă. Lacheul lui Putin, Dmitri Medvedev, a cerut eliminarea fizică a lui Zelenski, iar un notoriu propagandist al Kremlinului a cerut ca președintele ucrainean să fie ucis chiar în cursul vizitei în Olanda. Aici te știu că cât ne spaslo от американцев Сулеймани, так это не должно спасать и Зеленского. Ну, как вот наши враги действуют жесточайшим методом, так и мы должны. Плевать нам, какая это страна. И плевать нам, что Голландия страна НАТО. Însă, explică analiștii, presupusa lovitură cu drone asupra Kremlinului ar fi fost, de fapt, doar o înscenare pusă la cale de Moscova. Am văzut că totul s-a încadrat într-un anumit câmp vizual, într-un anumit cadru, ceea ce înseamnă că toate lucrurile au fost dirijate, toate au fost așezate și ca timp. De ce? Efectul acela vizibil, acel luminos extraordinar, care a fost dat mai mult de o încărcătură de tip artificii decât de o încărcătură explozivă, care doar făcea poc și atât, însoțit și de efectul fum rezistent, acolo persistent, toate acestea au fost puse în scenă, zicem noi. În plus, așa ceva ca și dronă care să ajungă din Ucraina până deasupra Kremlinului, greu de crezut că se poate întâmpla. De ce această înscenare? Kremlinul poate justifica noi atacuri brutale în Ucraina, dar găsește și pretextul pentru a reduce amploarea manifestărilor de pe 9 mai cu ocazia Zilei Victoriei. Iar dacă într-adevăr ar fi fost drone ucrainene care au ajuns deasupra Kremlinului parcurgând sute de kilometri fără să fie anihilate, reflection, I would just very glad I'm not head of Putin's security arrangement at the Kremlin today, because that is a grave breach of security to get through those defenses.